Da, Cristina, de zice că acum a început croaziera, dar de fapt se termină. Părere de rău. Da, iată așa începem noi vlogul ca să vă prezentăm Royal Caribbean. Cum este o croazieră cu Royal Caribbean pe Grandeur of the Sea? Și uitați-vă, așa se începe de fapt croaziera cu valizele pe culoar Eu am și așa. crezut că doar așa se începe, de așa și se termină. Corectează că cum? Ăștia nu-și pot purta valizele, trebuie cineva să Mă, vină. da, am văzut una atât de mare că noi două încăpem împreună în ea. Da. Uitați-vă chiar să vedeți cum este. Dar nu v-am arătat camera, pentru că noi trei persoane e cam greu să arătăm spațiul. Nu, Dar camera poate noastră vă... cea mai mare și frumoasă, nu arătăm la nimeni. Da, poate vă arătăm mâine după ce punem tot în valizia. Haideți să începem cu 4, cu numărul 4, da? Dar ar fi fain să luăm asta. De asta unde duce? Ăla cu... merge, știi, Ah, ok, cu the window cu... glass. da! Totul e din sticla. Ok. Cred că Deci nu nu o să... uitați că corabia are 26 de ani, îmi pare că din 96 îmi pare că este. Dar se socotea pe atunci... Ce etaj vrei? Am 4, 4, te rog. pierdut firul la ce spui tu. Da. Uf. De fapt, putem să ne ducem sus, ca să arătăm cum este. Haide, ia. Pasă până pe... La ca să nouă. arătăm, da. Time up. Da, și uitați-vă cum este. Hai că Five. de aici se poate de... Si, Da, si, 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 la da, si. bine, bine. Sorry. Deci ne-am ieșit la etajul 5, nu, 5, mă scuzați, 5. Fiecare dată platouri cu mâncare, oamenii vin, adică și iau și își pun astea, mănâncă în cameră și Părerea mea că mănâncă prea mult. Nu! Este că ai venit pe croazieră, măi, ești, profită de așa structură frumoasă, restaurante, mâncare, ce iei la pachet? Toată viața iei la pachet. Ce multă lume! Ce multă lume! Toată lumea e plăcută. Nu-mi place căsuța noastră de nebunie, e prea multă lume. Asta e bucătăria noastră, asta e restaurantul nostru, dar căsuța e în altă parte. Cum este curaçao, băutura? Uite să... Curaçao e frumos, dar băutura e și mai bună. Cheers! Cheers! Sănătate! Aici e un mix... La mulți ani! Curaçao mix! Happy 9 aprilie! A, da! Nu v-a făcut nici... Birthday! Da! Ziua minciunii! Păi exact! Hai, mă, să ne mințim acum! Toată, auzi, toată ziua v-am mințit! O să ne mințim că am pus foarte mult iar. Care etaj? La 5. Deci asta este băutura care v-am arătat-o în magazin. Care când am roșu, galben, și albastru. Nu are, albastru, dar... Și era albastru. Roșu, galben și alb. Putea fi albastru. Putea. Dar nu m-ați lăsat. Mircea, nici nu n-am reușit să filmez. Ce fel de vlogger Cheers. Sunt eu dacă... Ce mănânci acolo, Cristina? Ia să vedem. Tu Shrimp and potato salad. Îți făceai șmecherile cu Gaiana. Da, 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 oamenii să teau și mă așteptăm. Dar unde plecăm următorul tur? Unde plecăm duminică? Dar știți că miroase foarte... Păcat că nu putem transmite mirosul prin video. Da, 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 exact. Poate într-o zi. Poftă mare! Uitați-vă cum a făcut Cristina, uitați-vă cât de frumoasă m-a făcut. Nu mai recunosc. Ești eu sunt... Eu sunt în Grenada, m-am maritat, vreau să mă marit pe mine, azi am marit eu pe ea. Eu parcă sunt Cinderela, cenușăreasa. Ca o regină azi. Mai trebuie un rege. Păi am început de ce e în fața ei. Eu sunt ăla de rezervă, în caz că se întâmplă ceva rău. Nu, tu ești pe lacul de salvare. Da, exact. Merg cu el. Să le fac reclamă gratis la Royal Caribbean, care de fapt dar nu mi-au dat nimic.
Păi, de ce nu se vede? De ce l-a Cristina tu acolo? Ce ne place nouă, așa? Da, ai văzut. Exact. Că Cristina, de când mă cunoaște, mănâncă din ce în ce mai des pește. Ții minte că nu-ți plăcea peștele ăla care făceam eu? Când a făcut de ziua mea de naștere. Tartarul întotdeauna mi-a plăcut, nu-mi plăcea da, cilantru. Da, tartarul. Păi da, dar și atunci când a făcut de ziua mea de naștere la Trevor. Tuna. Te duce minte? Da. Eu tuna, rău, tuna mâncam. Da, dar nu-ți plăcea cilantru. Dar acum o zis că de încet cu încet o încep. Nu, cilantru nu. Nu? Nu, no, numai când Natalia face, dăm de nevoie. Bine, hai arată ce acolo. Și în gura ta arăți? Dar tu ce ți-ai luat? Păi nici nu știu, voi mi-ați luat, m-a surprins. M-au păcălit. Mircea! Ajung Mircea! Și zic, bă, dar meniu n-avem, și că nu, că nu au venit încă. Știi cum se zice Moldova? Mircea este ștrafnic. Ștrafnic? Da, și de ce? Care e ca și cum cu cu amendă, cu amendă. Te-am amendat? Da, am fost amendat cu multă pâine. Nu, i-am luat... avem lui de măsline pregătit. I-am luat Mircea 3 feluri de mâncare la, la felul întâi. Ți-am luat appetizer 3 appetizer. Ți-am luat două. Două întreuri. Măcar să mâncăm acum de vreme. Restul pe aia. Da, 50 de ture în seara asta pe, pe barcă. Pe sus pe acolo. Deci că nu vreau să scund. La ture am distrurat de aici. Da. Păi asta este... Ce... Oameni, ce mâncați voi? Eu mănânc ceva surpriză din partea cupanelor. Cristina, telefoane! Ceva shrimp. Tot shrimp? Și încă ceva. Și acolo este ceva al miel. Da, da, miel făcut de așa cum îmi place mie. Cumva... Și este tiger shrimp. Unele dintre cele mai bune... De fapt, Royal Caribbean ar trebui să-mi plătească. Eu am zis că... Oamenii ăștia nu așteaptă să-i filmez, că s-au săturat de, de a fi oamenii filmați. Oamenii ăștia nu-ți plătiți ca să fii filmați. Auzi? Cristina, vă plătesc și eu exact cum sunt plătită. Atâția bani faci pe YouTube-ul ăsta, ea mai plătește și la actori care... Da, exact, pentru figuranți. Să știi că eu am fost plătită 96 de euro ca figurant și, m-am, și m-am văzut o secundă. De aia și te-ai permis VIP pro zero. Da. Am vrut să încep aici, știi, toate, toate bârfele, știi? Gossip, auzi? Gossip. Am, bine, poftă mare. Și facem în tură. Pe urmă să arătăm oamenilor că, auzi, sunt de două săptămâni pe Royal Caribbean și n-am filmat nimic. De pe, tu te oprești de mâncat. Mănâncă acolo să văd ce mănânci. Da, da. Are ceva. Nu, că eu nu fac dubla 1, dubla 2, dubla 3. Facem o dată, dar bine. Delicatesele vaporului. Lentil soup. Supă de lentile. Auzi, mai bine mănânc eu, mai bine mănânc eu ce-am luat. De lentile de contact. Sau lentile, știi, păduchi. Și cu... Păi așa. Da, dar nu mă, nu mă criticați că... Să nu mă criticați că mănânc cu mâinile. Eu și la restaurant cu 2-3 stele am mâncat cu mâinile, așa că... Da. Mirce, ce faci rușine tu acolo? De cu mâna, da. Cu mâna. Da, așa am crescut de, la de mic la țară. A, și... vezi? Îți place să-ți da, aduci aminte? Îmi place să fiu mai rustic, așa. Exact. Vreau să da, combin... Noi... Îmi place să mă dau un spectacol. Drăguța, vreau să combin rusticul cu urbanul. Am da. O parfurie cu urbană. Să nu uzi de unde a ieșit vorba aia. Eu am auzit altceva, cu urbanul. Nu, auzi, urban. Natalia, știi că multă lume zice a, de pe aia, uitat de unde a ieșit. Uite, mănânc cu mâna, n-am uitat de unde a ieșit. Exact, exact. Da, salut la toți care mănânc cu mâna. Cu masa goală, ce? Haideți să... Eu preiau frâiele videourului. Avem ceva special aici, trebuie să mă ridic pentru că urmează o festivitate. Filmează? Cum să nu filmeze? De 11 secunde. Avem ziua lui Natalia pe vapor. Iar domnul Gabriel, care este din România, a făcut această
acest eveniment special pentru Natalia, pentru că am vorbit cu dânsul și a adus banda și cântă, i-a cântat. La mulți ani, Natalia! Ziua mea e toată ziua, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Happy birthday! My birthday is every day! Happy birthday! Thank you, guys! Thank you! Domnul Gabi, mulțumim! Ups! La mulți ani! Ca la Facebook, când pui, pe Facebook când pui un story, ai văzut care acolo, în large. Da, m-a stivat că o mănânci tot, așa. Noi am crezut că se uitaseră, dar de fapt ați făcut Gabi. Starbucks. Și aici Park West. Și aici Duty Free, dar cred că deja se închide. Colțul Royal Caribbean își vinde și ei brandul lor. Ce ține tot de cosmetice. O doamnă, uitați-vă cât a cumpărat, vai de mine! Pachete și pachete. Știi ce este pachete, nu știu ce au. Acolo au iarăși bijuterii, cred că. Hi. Hi. Thank you. Yeah. Eu încercam să nu-i prind pe oameni în imagine, dar ei singuri s-au cerut. Cum mergeam și au ridicat mâinile să-mi zică, hei, salutare. Oh, nici am văzut că aveau... Și aici, da. Am luat atât de scump, uitați-vă, $30, niște ochelari de soare și aici cred că sunt tot ce ține de branduri, de marcă, de... Ah, da, și Palladium este teatrul, dar cred că s-a terminat. Să vă arăt ceva de la teatru, nu știu dacă reușesc să intru, încercăm. E închis teatru, dar mi-a plăcut show-urile, comediile,
ce au făcut ei nu chiar era așa ca pe norvegian, dar ce mai contează acum să compar. Va veni timpul când voi face mai multe croziere și voi vedea cu ce să compar. Aici este recepția și este foarte fain făcut în mijloc să fie scena, atât cât de bine este prezentat. Aici în fiecare zi, începând după masă, sunt diverse activități, fie concurs pentru tineri, quiz-uri, karaoke și chiar concerte sau muzică live. Și dacă vă uitați, acel ascensor frumos pe care vi l-am arătat și uitați cum este, cât de frumos este. Și mergem să vă arătăm puțin prin casino. Da, și desigur cum este macheta, cum este acest vas. Facem de fapt o vizită nocturnă, ca să vedeți cât e de diferit. Cineva a câștigat! Cineva a câștigat! Și nu v-am să faci așa ceva. Ai grijă că în cazinou nu se poate de filmat. Așa că am filmat doar câteva secunde. Mulțumiți-vă cu ceea ce am filmat. Mergem mai departe. Mergem să vă arăt puțin cum arată restaurantul, cât de mare este. Și mergem să vă arăt iarăși duty free, art auction, cam același sistem ca și la Norwegian Joy. Dar după experiența mea și părerea mea personală, aș spune eu subiectivă, obiectivă, aș spune că mi-a plăcut mult mai mult Norwegian Joy. Adică eu aș clasa Norwegian Joy pe primul loc, MSC pe al doilea loc, deși e prima experiență și nu aș uita-o niciodată, și Royal Caribbean pe al treilea loc. Dar cred că dacă aș merge pe un vas nou, mi-ar place mult mai mult decât cu celelalte companii. Dar am auzit că Disney este și mai ceva. Haideți să vă arăt cum se prezintă restaurantul. Iată așa, deja e mai puțină lume și vedeți pe tot acest nivel câte mese sunt și uitați cum se prezintă, de parcă aș fi într-un film unde este o gală, ceva, ați văzut chiar și doamna statuie cum stă, chitită. Nu știu dacă vă place decorul, mie mi-a plăcut mult mai mult la Norwegian, dar să nu uităm, desigur, că vasul este vechi. Așa. Acum mergem să vă arătăm sus, cum se prezintă scările, cam așa. Desigur, de grabă o să vedeți niște vloguri la alți vlogeri care tot merg pe croazieră, veți afla pe curând. Și ceea ce mi-a plăcut mie aici este acest decor. Au fost pe această croazieră, pe anume a doua săptămână, a fost mult mai multă lume de culoare decât lume albă. Și să vă arăt încă ceva, unde trebuie să mă duc să zic domnului român Bogdan, la revedere, mi-a promis un pahar de vin, nu l-am mai avut. Nici nu am fugit după el, să știți că nu abuzez și nu profit de oameni așa cum cred unii. Dar dacă voi credeți așa, vă las să
să aveți propria opinie. Mă duc să zic bună seara la oameni. Și să vă arăt și Chop Grill. E micuță restaurantul, dar pare să fie cu decor intim. Și ceea ce îmi place mie este că se poate de văzut ce fac acolo bucătarii, e bucătarul și chelnerii. Și partea aia mai este un Giovanni, restaurant italian, și am înțeles că la etajul 10 sau 11 este un restaurant japonez sau asiatic unde se poate de mâncat sushi. Cristina, tu ai mâncat sushi, dar eu... Așa, să vă arăt puțin unde suntem noi aici. Ah, dar e posibil să prindem... Oh, aici cred că sunt... Da, este muzică vie. De aici vă povesteam, este un restaurant italian și aici este o sală care este folosită pentru discotecă, discoteca silențioasă pe care v-am pus-o atunci ca să o vedeți, vă aduceți aminte. De fapt, mă gândeam că și azi era. Unde este? Nu înțeleg nimic. Uitați cât de frumos este. Da, mai fac și muzică live pe aici. Clipe petrecute aici în cabina noastră pentru 3 persoane. Vă arăt așa, nu în detaliat, pentru că suntem ultima zi, deci vă imaginați că nu mai este în starea pe care am găsit-o, dar iată așa este patul pentru 2 persoane. Mircea a dormit sus și vă imaginați că nu prea am avut spațiu, deoarece este o cabină micuță. Eu când am fost singură, da, pentru mine o singură persoană era lux. Da, cam așa se prezintă o cabină, să vă arăt puțin mai de la departare. Îi dă unghiul mai mare și baia tot este micuță. Deci, 3 persoane este cam limitat, dar ce să zic, noi nu prea am stat în cabină, doar când seara să venim să ne pregătim și să plecăm la cină sau la alte activități. Și da, diferența de a călători singură, eu prima săptămână când am fost înainte de a veni Mircea și Cristina, a fost o săptămână liniștită, mă culcam pe la 9:30. Aici, din potrivă, la 2-3 de dimineață, deci sunt obosită și iată, iarăși așa, mă pornesc la drum obosită spre nu știu unde. Cred că, nu știu dacă mai am timp să filmez ceva de pe vas, să vă arăt așa cum arată ziua.
deoarece trebuie să mă duc să prind Wi-Fi, să bag vlogul din Bonaire și să-mi caut zbor sau întâi să-mi caut zbor unde să plec, în Trinidad sau în Guyana. În orice caz, niște destinații foarte periculoase, mai ales pentru o femeie singură așa ca mine, albă, înaltă. Trebuie să fiu atentă, deci mâine e ziua mea de naștere, 4 aprilie, și eu încă nu știu unde voi fi. Cel puțin sper să fac un live, oriunde aș fi, de ziua mea de naștere. V-am pupat, toate cele bune și să ne vedem curând. Aici este spa și vă arăt cum arată spa-ul. Cum arată spa în Royal Caribbean? Cam așa. Și au și snack, o parte de snack, dar aici este mult mai răcoare decât pe deck. Deci vă imaginați cum este decorul. Arată decul principal cu vânt foarte mult, a fost foarte, foarte mult vânt față de croazierele precedente pe care le-am avut. From Trinidad and Tobago, and Charlene, love song, Happy birthday for the birthday. Oh yeah, for the birthday, yeah, happy birthday. All the best. Love you. Smiley, 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 good morning, good morning. Nu știu de unde atâta energie doamna asta are, dar în toată dimineața dansează și cântă. Iată, așa trebuie noi să mergem la lucru, orice lucru am face, să fie așa, pac, pac, pac. Cam așa arată ultima dimineață de aici. Crowded, crowded. Foarte, foarte multă lume. Cristina descoperă ce înseamnă caisa din Caraibe. Aștept se învață și să o taie. Se învață și să o taie. Păi arată cum merge în gura ta să vedem senzația gustului. Da? Acuși. Entuziasmată fața ai. Da? Da. She is recording me and she wants to see my first reaction. Is it sweet? You can try. E foarte bun, zici că e gutuiu. Deja plec, sunt aici în portul din Barbados, dar am uitat să vă spun ceva. Să știți că un domn, un american, s-a îndrăgostit de mine și a scris acolo un articol despre mine. Cred că o să-l publice undeva, într-o revistă, nu știu, n-am idee, într-un ziar. Știu că scrie și le publică. Și îl las așa misterul, nu intru în detalii, dar e foarte interesant pentru că eu nu, și-am mai spus-o și în alte live-uri, vloguri, nu caut niciun bărbat, chiar dacă mulți îmi scriu, chiar și în privat, așa că să știți, când eu o să caut pe cineva, o să vă spun.